Afecțiunile neurologice pediatrice rare sunt boli cu impact masiv asupra vieții de zi cu zi a copiilor și a familiilor acestora. Un loc unde acești micuți să se joace, să-și descopere diverse pasiuni și să-și dezvolte abilități utile în viață, un loc pentru părinții acestor copii cu boli neurologice rare în care să se întâlnească cu alte familii cu aceleași probleme, dar și cu profesioniștii din sănătate cu care să discute deschis despre frământările lor, este nu numai binevenit, ci și un vis al Fundației Române de Neurologie și Epileptologie RONEP. La Slănic Prahova se plămădește acest proiect menit să se autofinanțeze în viitor. Copiii se vor putea bucura de activități în aer liber, vor putea să învețe cum să îngrijească plante, pomi, vor putea să plece acasă cu merele culese de ei, iar părinții vor fi mai relaxați și cu zâmbetul pe buze. Despre acest vis îndrăzneț, profesor dr. Dana Craiu, membru fondator RONEP, șefa disciplinei Neurologie Pediatrică de la Facultatea de Medicină UMF Carol Davila București, ne dezvăluie mai multe detalii. Aș vrea să vorbim despre un proiect pentru copii cu afecțiuni neurologice. Are un titlu foarte interesant. Ce își propune de fapt acest proiect și cine va fi angrenat în el? Acest proiect este un proiect de suflet al Fundației Române de Neurologie și Epileptologie, RONEP, îi zicem pe scurt, care e o fundație de mult fondată din 1998 și cu care am făcut foarte, foarte multe, eu sunt membru fondator și am făcut foarte multe proiecte legate de epilepsie, în primul rând, care este afecțiunea mea de suflet, dar și pentru pacienții cu afecțiuni neurologice rare. Și acest, de fapt acest proiect dorește să aducă un ajutor familiilor pacienților cu afecțiuni rare. De ce? Pentru că atunci când un pacient este diagnosticat cu o boală rară, familia este cumva speriată de faptul că nu există suficiente informații, nu mai sunt alți pacienți cu aceeași boală, se simt în bătaia vântului și fără ajutor. Ce am vrea să facem cu acest proiect este să creăm un cadru în care familiile și pacienții cu anumite afecțiuni rare să se poată întâlni atât unii cu alții, dar și cu specialiști din fiecare domeniu îngust al bolilor rare. Specialist care să le răspundă la întrebări, care să le lămurească toate incertitudinile, toate lucrurile de care sunt speriați, să îi ajute să înțeleagă tratamentul, evoluția bolii. Dar pot să vă spun că atunci când mai multe familii ale unor copii cu aceeași afecțiune vin în contact, se pot ajuta unii cu alții, pot să afle diverse secrete unii de la alții, să înțeleagă că nu sunt singuri. Deci este un ajutor atât psihologic cât și fizic, pentru că nu-ți mai e frică și nu-ți mai e jenă că ai un copil cu o afecțiune rară atunci când vezi că și alții sunt în aceeași situație și că sunt soluții pentru a te ajuta. Și ce vrem să facem cu asta? Am vrea undeva în afara Bucureștiului să creăm un loc care să fie al lor, al pacienților cu boli rare. Să știe că acolo sunt acasă, că pot veni oricând, că pot să creeze evenimente pe care să le desfășoare în acest spațiu și că pot să aibă poate și o ieșire din viața cotidiană. Acest lucru e valabil și pentru doctori, pentru că dacă mă gândesc că am vrea să facem asemenea proiecte de informare și de training pentru familii, mă gândesc că ar trebui să o fac în weekend, sâmbăta, duminica. Și pentru că avem un program absolut îngrozitor, cred că fiecare medic se gândește că sâmbăta, duminica ar vrea să nu vină la spital, să nu rămână în București. Și ăsta este motivul pentru care vom face acest spațiu în afara Bucureștiului.
Tot în acest spațiu ne gândim să putem organiza sau să creăm posibilitatea pentru asociațiile de neurologie, de epileptologie și poate și pentru alte asociații de boli rare să facă traininguri școli de vară pentru medici, traininguri pentru asistente medicale și, de ce nu, și acțiuni formative pentru anumite afecțiuni, pentru anumite arii de neurologie pediatrică care nu sunt bine reprezentate în prezent, cum ar fi specializarea de asistent de EG. Asta nu există în România și sperăm ca în viitor să o putem face oficială. Noi facem cursuri pentru asistenți, dar am vrea să o facem oficială. În ce stadiu vă aflați cu acest proiect care a început, înțeleg, înainte de pandemie? Ne aflăm într-un stadiu precoce. Pandemia ne-a dat peste cap. Sigur că echipa obișnuită a RONEP este cea de medici voluntari, este de avem un fundraiser, avem o persoană care poate să ne ajute cu mai mult cu propagarea informației și vă mulțumim și dumneavoastră că ne ajutați. Nu se poate altfel decât dacă facem cunoscut acest proiect. E un proiect frumos. Vrem să atragem arhitect, vrem să... Acum am discutat și cu UMF Carol Davila, avem un contract între RONEP și UMF Carol Davila, pentru că marea majoritate a medicilor care suntem voluntari, suntem și cadre universitare și predăm în UMF Carol Davila și facem activități educaționale atât cu medicii cât și cu asistentele și cu pacienții și sigur că UMF-ul Carol Davila are un foarte mare rol aici. De câți bani ar fi nevoie și când estimați că l-ați putea lansa? Sigur că probabil că va fi nevoie de mulți bani, orice ajutor este binevenit, sub orice formă, inclusiv de voluntariat pentru proiect, pentru găsirea unor soluții de încălzire din acestea moderne care să nu implice costuri. Pentru că ați vorbit de afecțiuni neurologice rare, ce fel de activități v-ați gândit că s-ar preta la copii cu astfel de afecțiuni neurologice care vor veni acolo în centru? Este o zonă care e o zonă turistică și există și posibilitate de a urca pe deal și posibilitate de a merge într-o salină și posibilitate de a merge la plajă și de a face, eu știu, pomicultură sau... Dar noi facem o grămadă de activități înăuntru sau în afara clădirilor. De exemplu, am făcut școli de pictură, asta se poate face și afară și înăuntru, cu copiii cu afecțiuni neurologice. Am făcut modelaj, am pictat măști, am făcut baluri mascate, adică încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul. Pentru pacienții noștri neurologici e important să aibă manualitate, să învețe să facă lucruri cu mâna lor, dar în același timp să se bucure de viață. Și în zonă avem și o școală de călărie. În ceea ce privește acest proiect, care ar fi mesajul pe care îl lansați, să spun așa, plin de speranță către pacienții cu boli neurologice? Și care ar fi mesajul pentru cadrele medicale care, iată, vor avea un loc al lor? Da, nu, cred că mesajul e cam același. Împreună vom reuși și că trebuie să facem ceva pentru copiii aceștia care sigur că au nevoie de oamenii mari să intre în acțiune și să-i ajute. Și... E un proiect foarte frumos, care cu siguranță că dacă vom reuși să-l facem așa cum îl gândim, va fi un model pentru societatea noastră.